Bună dimineața! Îl avem pe Răzvan Barbu, un jucător exponențial la Știința Petroșani. Cum ești cu recuperarea? Sunt foarte avansat cu recuperarea, sunt nerăbdător să joc, lucrez foarte mult pe partea individuală și lucrez din ce în ce mai mult ca să revin la standardele pe care le-am avut în trecut. Super! Astăzi avem meci, noi de la Humor cu voi aici. Totdeauna când am venit am găsit vreme capricioasă. Tu nu o să fii în teren, din fericire pentru noi. Cum o să fie astăzi? O să fie un meci frumos. Eu zic că o să fie un meci echilibrat. Am văzut echipa Humorului, niște copii, față de ai noștri mai experimentați. Va fi un meci greu pentru ambele echipe. Primul meci o să fie dornici, și ai noștri și Gura Humorului. Și să sperăm că va fi un meci foarte frumos, fără accidentări și plăcut ochiului. Și după cum știe toată lumea, avem un nou sistem competițional începând de anul ăsta. Cum vezi tu lucrurile? Pentru mine personal este o alegere foarte bună, deoarece mulți tineri avem șansa să jucăm cu echipele foarte bine cotate și de ce nu să prindem un transfer la o echipă mult mai bună sau să facem parte din echipa națională. Da, așa este. E un fel de rampă de lansare, poate fi văzut. Jucătorii pot fi văzuți de mai multe echipe mari. Răzvan, baftă vouă, să fie un meci frumos și dacă vrei să transmiți ceva tuturor celor care te urmăresc. Vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea pe care mi-ați arătat-o anul trecut la voturile, la spelativele anului și ce să zic, bucurați-vă de rugby cât îl mai avem, să zic așa. Mulțumim, a fost Răzvan Barbu, toate cele bune. La revedere.